Cei care ne-ați însoțit prin Evanghelia dinamică a lui Marcu, știți că am ajuns în ultima săptămână a vieții pământești a Mântuitorului. Suntem deci în umbra crescătoare a crucii de la Golgota. În timp ce câțiva îi promit supunere și ascultare, alții complotează când și cum să-l omoare. Conștient de toate acestea, Domnul își urmează imperturbabil programul și misiunea. Capitolul 11 începe cu intrarea în Ierusalim, numită triumfală chiar dacă nu a fost de fapt chiar așa. Marca doar ultima linie dreaptă a lucrării pe pământ a lui Isus, care se va finaliza cu respingerea și răstignirea lui. Pentru el, intrarea în Ierusalim nici nu era un eveniment. O făcuse de atâtea ori și a făcut-o de câteva ori în acele zile. A intrat sâmbătă în ziua de sabat, s-a întors duminică și a curățat templul, apoi a revenit luni și a plâns pentru oraș. De fapt, ziua era în Ierusalim, iar nopțile și le petrecea în Betania, la câțiva kilometri în afara cetății. Dar în vederea intrării publice, oficiale, Iisus trimite doi ucenici să-i aducă un măgăruș din cetate. Ei au făcut ce li s-a spus, au pus pe măgar hainele lor și pe Iisus deasupra și au intrat în Ierusalim. În tradiția ovaționării biruitorilor în războaie, tot mai mulți se alăturau micului convoi, unii chiar tăind ramuri de palmier și presărându-le înaintea lor. S-au adunat destui galileeni care strigau: Hosana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Comparativ cu întâmpinările făcute împăraților întorși din campanii militare încheiate cu succese răsunătoare, această adunare ad hoc de oameni simpli nu era câtuși de puțin impresionantă. Remarcabil în intrarea lui Iisus în Ierusalim însă era faptul că El se oferea pe sine în mod deschis, atât ca mare preot, cât și ca jertfă pentru păcate, singura acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Intrarea Domnului în Ierusalim forța o decizie din partea poporului, iar ei îi vor respinge oferta. Domnul a continuat să facă ce-i mai rămăsese de făcut în puținele ore care îl mai despărțeau de răstignire. În principal, demonstrându-și puterea, vezi mochinul blestemat, și explicându-le ucenicilor care-i treaba cu credința, dar și continuând să-i confrunte pe cărturarii și bătrânii care îl provocau pe unde îl prindeau. Și de asta dată, el își face treaba cu maximum de eficiență și cu minimum de cuvinte și gesturi. Avem de învățat asta de la el, mai cu seamă noi cei care folosim așa de multe cuvinte ca să spunem sau să facem atât de puține lucruri. Auzim între altele de la Iisus că, citez din Marcu 11 de la versetul 24, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Am încheiat citatul. Ținând cont de viața și învățătura Domnului, să așteptăm ziua revenirii sale ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Milioanele de sfinți care s-au încrezut și l-au primit ca Domn și Mântuitor în aceste 2000 de ani vor face parte din marea mulțime care îl va întâmpina atunci. Iar Domnul își va conduce mireasa în noua casă, în noul Ierusalim, în noua creație. Aceea va fi cu adevărat o intrare triumfală.